Volumul transferurilor de bani către conturile persoanelor fizice din Moldova prin intermediul băncilor din străinătate în perioada ianuarie-octombrie s-a ridicat la peste 1,2 miliarde de dolari sau cu 19% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit BNM, doar în octombrie în Moldova au fost transferați peste 136 de milioane de dolari, cu 23% mai mult decât în perioada similară din 2019. Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: Uniunea Europeană cu aproximativ 50%, CSI circa 13% și din restul lumii aproape 37%. În 2019, volumul transferurilor de bani către Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice a constituit puțin peste 1,2 miliarde de dolari, cu 3,5% mai puțin decât un an mai devreme. Maximul istoric a fost înregistrat în 2008, când moldovenii au transferat acasă peste 1,6 miliarde de dolari.